Vă pupă fratele vostru cu respect, să vă trăiască copiii voștri, familia voastră, tot ce vă doriți. Am revenit și eu cu continuarea la vlogul care l-am pus ultima oară, fraților. Am rămas acolo la ce am parat când l-am mutat din cameră și l-am dus la a doua sau patru l-a dus pentru că vedeam că ieșeam la el în permanență și mai mulți ceva să fac combinații și era bine dacă îl vedeam. Pe bine, mă durea pe mine undeva de el. În fine, nu l-am mai văzut atunci. Așa. Bă, l-a scos și pe Marian și fi rezolvat problema. El acolo, nu știu dacă și-a rezolvat, dacă nu și-a rezolvat, nu mă interesa pe mine. Eu eram bezmetic, eu eram altfel, eu eram alea. Bă, nene, îl bagă și pe fratele lui Fane Căpățână în camera, ai înțeles? Pe Petre Căpățână. Se înfiri pentru mine și Petre mâncava și pe la voastră o prietenie, deci prietenie, l-am văzut mai serios, o prietenie foarte bună. Ai înțeles? Lângă camera noastră era unul, Zabara lui Cristofor, nu știu dacă știți voi, pe Zabara. Petre prietenul cu Zabara. Acolo în cameră cine mai era? Era fratele meu, Dana lui Gemari. Ai înțeles? Și se mută Petre din cameră. Nu știu cum și în ce fel, de ce s-a mutat, nu mai știu, dar s-a mutat, ok, și plecă în partea altă. Și ce zic? Mă duc pe la el, bă, de ce pleca, de ce cu tare? Nu mai că mai bine aici, cu tare, hai vină, știu, un coace, că... Și dacă eram prieten atât de bun cu el, sau la ce zic cu ăștia? Bă, eu mă mut din cameră, unde? Eu mă mut la asta aici, vorbesc cu Gabor să mă mute. Atunci ce face? Vorbesc cu Gabor, îi dai un pachet de două de țigări, hap, te muta din cameră în cameră. Dacă n-avea bere în altă cameră. Bă, și mă mută să moară toată familia mea, mă mută în cameră cu Petre. În camera acolo la Petre, tovarăș de cameră, un prieten bun al meu, deci un prieten bravo, bă, era și unul calu, ați înțeles? Cumnatul lui Haliu, dacă știți voi pe Haliu. Când îl ce faci, bă, calule, ce să fac, bă, ce cutare, ce una, dar bine, familia noastră afară se ajutau între ele, eram ok, ai înțeles? Îmi dă ăsta pat, acolo, plus, bă, nu era televizor în cameră sau asta, ai înțeles? În fine, pun mâna, mă las pe pix, pac, 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 îi zic și eu, mama, adu-fă și mie un televizor în pula mea, el supra de acasă de la mine. Vreau un televizor să moară familia mea la ăia bătrânii, unul de la cu carcasă de lemn, de color. Era color să moară mamă, dar avea carcasă de lemn. Adevărat zic, să moară familia mea, dacă vă minte, la ăia bătrânii. Că pe la eu l-am adus de vreme. Pereapsa aia altă, la bun. În fine, ies eu la vizită, vin cu televizorul, vin cu alea, acolo era unul în cameră, unul Marian, așa-l chema, Marian. Eu s-a trezut cu ce? Stăteam cu Petru, stăteam cu Zabar, mai stăteam cu Dan, ăsta lui Gemari. Vorbeam și noi acolo, Caterin, că vrei, cum se face într-o cameră. A, dacă mai mult să aminte, da. Cu noi în cameră și ăsta lui Pantalon. Ginesu Office, nu mai știu cine era lui Pantalon. Că m-am certat eu puțin cu el. M-am certat puțin cu el că suferea, am mâncat de ce mă dă te pula mea de aici, termină că aici ești la bușcărie, este nu e bun la cavale, mai să zic, termină-te că nu e frumos, că nu alea. În fine, frate. Vine la televizorul în cameră, acolo unul Marian. Bă, când Marian la haputare, bă, băia bun așa cu tare, da, o încerca cu mine cum să joace barbu cu mine. Și el ce-mi spune mie? Domnule, joci barbu? Bă, nu joc cu tare, că unul altă. Hai, domne, să jucăm și noi așa pe un pachet de țigări, pe cutare. Și pe venit să de la vizită, cu zi înainte. Televizorul, acolo, să zic și noi televizorul. Eram și noi, că băieți. Bă, și dă și joc barbu cu ăsta. Bang, 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 bang. Mamă, să pierd toate țigările, mâncava și prava, să pierd și televizorul, să moară toată familia mea, înnebunise. Mamă, să moară mama mea. Pe eu nu mai dă seama cu partea la pușcărie. Ce primeam dacă să pierdeam pe la barbut, pac, pur, le luăm înapoi, iar le pierdeam, iar le luăm înapoi, nu mai dați că jocurile, frate, erau jocuri pe la pârnaie, ca să... Mai era și un mod de trai, ai înțeles? Adică pierdeai acum, te duceai la un plus, două, trei bagi de țigări, hap, te scoteai, dădeai țigări la oameni, îți rămânea iară țigările, iar luai de la ăla. Că așa e pe la pârnaie. Ca să joci, era cum ar veni, cum să spun, frate, să vă spun eu vouă, un mod de trai. Cum ar veni. Dar să nu fii prost să pierzi în continuu. Că dacă pierdeai în continuu, era mod de trai varză. Te duceai pe gârlă, pe copcă. Băi, și pierd televizorul ăsta, mă, zic, mamă, nebunit să moară toată familia mea dacă nu eram turbat, ești nebun la cap. Băi, nene, turbat, turbat să moară familia mea. Ies pe afară, mâncați și Nikita era pe pula. Ce zic Nikita? Băi, tată, lasă-mă pe afară, mâncați și pula. Dacă n-am o țigare, n-am nimic, am pierdut și la barbu, sunt terminat, sunt pe viață. Avea de te moarții, mă zic, așa vorbea cu tine.
Nu, bă, lasă-mă, bă, să-ți trăiască copiii tăi și ce-ți dorești. M-a rugat, ha, mi-a dat drumul. A plecat fraierul și l-a trimis pe altul. Să mă scoată pe ăla de la cameră. Și făcea ăla, era bandit. Și a venit la băi, da, hai, ieși afară, trebuie cu avem, ce? Hai, ieși afară și du-te și fă-ți treabă. A, m-a legat eu pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo, am făcut unul de... câteva pachete de țigări, am intrat în cameră, ești de bună capăt. Noi la masă eram cu toți, ai înțeles? M-a legat, pe acolo, pe acolo. Am făcut câteva pachete de țigări. M-am pus jos cu ăsta, hap, tăi, bă, hai bă, să jucăm. Ba, 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 deci joacă, deci joacă, deci joacă. Bă, și să moară familia mea. Deci joacă, deci joacă și mi-l întorc pe om în cațe și pula voastră și mi-au și televizorul înapoi. Cu toate în gură, mamă, gata. Talentul meu, nu mai joc. Când am fost televizorul și țigări, nu mai joc. Luați și lui vreo un carton de țigări, gata, băi, nu mai joc. Hai, domnule, să jucăm, nu te bă, că nu mai joc, mă lași în pace, lasă mă în pace. E bun, la cap, nu mai joc, gata. Ce am zis, gata, pierd televizorul iar înapoi și să mă oară fața mea dacă se poate, dacă nu mai se poate. Bă, nu știu cum vine chestiunea pe acolo, ești de bun la cap. Se mută calul ăsta care era prieten cu mine de familie, se mută pe secție pe a șasea și l-a duce pe altul, ai înțeles? Pe un figurant, pula mea. Venea cunoscut, îl cunoșteam ăștia pe acolo, pe secție, pula, dar dacă nu cunoșteam ce de acum, ești de bună cap, ce eram eu, era fratele lui Fane Căpățână, era Zabar în cameră, era Dan ăsta lui, Dan fratele lui, Dan Gemaru, era Dan Gemaru, eram acolo, nu avea ce să bărie sau să vorbească sau să le-a. Era ăsta lui Pantalon, că până la urmă m-am împăcat cu el, mama alea, hai mă, hai, limbă să moară familia mea, limbă mă pescarul, să moară mama dacă vorbim, dacă nu, și limbă pescarul era în cameră. Limba pescării. Că râdeam cu ăla să moară măicuța mea. Bă, frate, și trece o 10, trece 2, trece 3. Cum era atunci când venea pe lumea mea, te scoai din patru. Asta nu prea e cum venea lui ăsta care l-a băgat. Nu mai știu cum minte cum îl cheamă. În fine, era așa un românaș mai înalt așa și bine făcut. Nu mai țin minte cum îl cheamă, ai înțeles? Stai să puțin, să mă gândesc că bine. Ceva cu Daniel, cam așa, Dan, nu știu, Dan, cred că Dan. Ies pe afară, pe hol. Pa, mă duc pe afară, pe hol, mă duc pe la Maria Grasu, pe acolo, plicam, pe la Luci, pe la ăsta, pe la Luci, pe la Sile, era și Bobi acolo, stăm de vorbă cu ei, am stat pe acolo și am pus în cameră cu ei, a venit și ăsta, și Petre, am ieșit afară. Deci, la pleacă și eu ce zic, mă duc încolo și plec, pe am alergat pe holuri, pe alea, ca să fac de țigări. Mi-am făcut o ieșire la bucătărie, am luat un sarsanat de cartofi și am venit în cameră. Când intru în cameră, să-mi bag pula măicuța mea, patul meu care era aici și era televizorul acolo, cum a venit și era just aici, nu mai era aici. Unde crezi că era să moară mama? La patul tăi. Fă-te în gură, mamă. Patul făcut de lume, pula mea. Te să mă duc lângă patul meu acolo. Da, la. Vezi, domnule, că nu mai dorme aici. De ce? Dorme acolo la doi. Domnule, dar fii atent, ca să înțelegi. Eu tac din gură. Deci, ca să intru direct în subiect cum a fost chestia. Eu tac din gură când intru în cameră. Și văd, mă uit așa patul, văd patul 2. Era aproape de apel, mă, mai avea 5 minute și intra apelul. Că era apelul pe hol și intra să aproape de apel în cameră, ai înțeles? Și era aproape de apel, apelul de seară. Mă pun la apel, hap cu tare, Petre lângă mine, dar îi spun, bă, ce pură mi-a făcut ăsta aici? Până că s-a luat trei, s-a mutat la doi, eu am zis să stea cu minte, să lasă-l în pace, să vedem ce face după apel, dacă e ceva, îl bombace. Trebuie ce zic, bine mă, hai, lasă-l în pace. Fierbeam. După apel, bă, frate, unde-i hainele mele de aici? Unde sunt astea de aici? Unde-i patul meu de aici? Acuta, domne, el după apel, în apel, ce spune fraierul? Afirmați. Doamne, să moară familia mea care nu-ți convine aici în cameră, îmi spui că te muști din cameră, aici eu fac regulile, eu sunt pus aici ca să fac regulile, să fac alea, că eu nu vă convine, mutați-vă din cameră cu alea. Signale, el băgătea signale în mine. Nu numai în mine, dădea signale în toți. Nici bine nu iese apelul și zic, băi, cum e trebuie? Tu că mai bătut signale, în cine ai bătut signale? Că eu văd că unde e lucrurile mele de la aici? Domnule, dorme acolo la doi. Păi eu nu am cum să dorme la doi și prost la cap. Eu vineam, n-avea cu greu, cu pedeapsă mare și era greu. N-am cum să dorme cu pe la doi și nebun la cap. În cel mai rău caz, tot ție patru și te urpă tine la doi ca să vezi cât de șmecher sunt și prost la cap, că n-ai cum să te pui tu cu pula mea.
Nu iau cu discuții cu asta, cu tare, una alta și vine Petre. Înțeles, lângă el și nu știu cum face Petre. Hap cu tare, vrea să-i da Petre una, ce să mai da Petre una, că am scos. Nu, ies afară, las discuția așa, ies afară, că n-avea cuțibă, n-avea nimica. Și mă duc la cameră, la Marian, mă duc la cameră, la ăștia, nu știi? Și văd pe criminalul și chem, băi, Ioane, ia vină cu ce, vină cu ce. El, da, frate, dă-și mi-o bușică, dă-mă una că vreau să tai pe la camera cu tare, că uite ce-a făcut asta, asta. Bă, pune la alta bușică, mână, să moară familia mea. O ba la spate, intru în cameră înapoi, să moară mama. Intru în cameră și pornește discuția. Bam, 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 cu ceartă școală. Vreau să se ducă Petre la el, să bagă și zabar așa, spune, ce să mai apuce ăștia, mă, când am scos-o, bif, i-am mars de rep. La mars, nu i-am dat sus sau alea, că știa, eram conștient, poate în pula mea, că îi lăm mărul ăla în pula mea, păi ce să pun măsura, că trebuia să țin așa, să duceam în pula mea. I-am dat în picior, bang. Băi, când i-am dat în picior, băi, s-a muia picioarele, ce-a făcut? S-a muia picioarele, l-am dat, bă, să mă rămă, mă, călcat, da, călcat, grăsimea era pe geac. Eram și obididiu, mâncava și plouă, asta ce vrei să zic, asta sufeream, eram pedeapsă mare, nu trebuia să te înjustească nimeni soarea. Ha, cu tare, domne, că mai tăia cu tare un altă, se bagă și Petre, mi se pare că îi dă și Petre o palmă, se bagă și Zabar, se bagă și la puțin, se rușine și o brază, îi pui ăsta, fratele nostru, ești nemântuit, ai venit în pula mea aici, pleci, ăsta tău o viață cum ar veni aici, cu alea, eu, călare, să-i mai dau mânele sau alea, în fine, mă oprește ăsta, mi se pare că s-a bagat limbă și cu ăla în pantalon și Dan, gata, frate, mi-l lasă-l de-l dreacu de aici, pătă înapoi, îl lasă, înțeles, terminăm discuția. El acum a suferință. Eu văd că era plin de sânge pe pantalon. Și ce zic? Păi cum ești? Da. Hai frate să batem, nu știu dacă e ceva, mă doare în pură, dacă îmi face vreuna pură, dacă îmi face ceva, mă piși pe el, asta este. Aia e. Și hai să te ducă pe spital. Nu, domne, că nu ies, că cu tare. Bă, nene, după vreo oră să moară familia mea, să îngălbinise românul la față, mă, cafea și plăvoasă. Bă, să moară familia mea dacă mai avea vlagă, că curgea în continuu sânge. Tu te iei în gură, mamă, ce zic? Bă, frate, cum e fițat în pură, mi poate fi atins vreo oră sau ceva? Și bate unul și zice, mă, nu te bă dreacu de aici, bate unul și bă, boss, ia-l pe ăsta, că s-a tăiat, nu știu ce a făcut, nu știu cu tare. Ălea îl duce pe spital, fii atent, îl duce pe spital, se întoarce înapoi după spital, îi face bagajul și îl mută din cameră. Să moară familia mea. Îi face bagajul și îl mută din cameră. Cine a luat camera atunci, mă? Bă, cine am pus să ia camera? Nu mai știu. În fine, s-a pus cineva acolo, nu era important. Chiar că nu mai știu. Eu acum cu Petre eram la geam cu fratele Căpățân și stăteam așa și Petre la bun plus, domnule, poți să vezi că mă face la poacă, dar aia mă trecu, nu știu că nu faci ce am făcut ceva, ești din bună, că eu am făcut, ești prost. Acum tu faci, plângi de mine sau plângi de soarta ta că vezi doar pe izolare, ești e bun. Am făcut să râd, am dat-o în caterincă, am dat-o, asta e, a fost mai așa, mai de sentiment acolo discuțiile care le-am făcut. Iar bea cafea la halbă sau mă la Jonix. Și uite, mă, mâncați și pula ta, cum îl mută, întrebi, bă, dar ce s-a întâmplat cu ăsta cu tare? Nu știm, bă, frate, ce s-a întâmplat cu ăsta. N-a spus, mă, să moară mama. Deci omul, adevărat, dulce, n-a spus. Bă, după vreo două zile, mă scoate, ies afară pe hol, eram plecat pe la aer, mă plimbam pe la aer, nu știu, mi se pare că beam să moară familia mea, dacă mi-am luat o jumătate de jos acolo de la ghiuvetă, de la cișmea, mi-a dat-o ăsta, nu știu cine mi-a dat-o. Mi se pare că, de nu, mă, parcă. Nu, mă, caleia. Mi-a dat-o caleia ca să nu fur restul pe acolo. Iau-o și bă, usem așa o jumătate într-o jumătate. M-a psicuisem așa un pic. Și încât îl văd pe ăsta, era cu Angel, cu spoitorul. Pe românul ăsta, pe Dan. Era cu Angel, cu spoitorul. În colț acolo. Dom'le, să stăm și noi de vorbă, să cutare să un alta. Petre era cu mine. Ai înțeles? Urcase cu mine. Ce spune Petre? Păi și ce să stai de vorbă? Ce să vorbesc, bă, cu voi? Mă duc mai aproape așa, e de bun, aveam, să mă rămfăcusem deja, prișcă, e de bun, la spate, mergeam mai cu ea, m-am gândit. E ceva, poate mă agar de fragaierul. De fapt, pe ăsta nu-l mutase pe secția acolo, mutase pe a șasea, frate, ați înțeles? Și eu, ce, bă, pula mea, nu știi cine te arde, frate, pe ăla, până la ei, că mergi pe ăla, până la hap, hap, și te arde dintr-o parte, dintr-alta. Și mă duc acolo în colț, cum ar veni, cum e pe a cincea, dacă știți voi, pe a cincea gilava, în capă de tot, unde era locul la mare și lângă geamuri, că erau geamurile alea două, până să intri pe scurtă. Deci, intrai, venea scurtă și venea un loc așa mai mare cu două geamuri. Și m-am pus acolo lângă geamul cu ei. Și eu ce zic, domnule, bă, frate, și ceva, eu nu vorbesc, mă, să moară familia mea cu nimeni, pentru că n-am ce să vorbesc, ești de bun?
Anghel ce spune? Dom'le, că trebuie să vorbim, că trebuie să cutare, că uite aici tu, omul n-a fost sifon, omul n-a fost alea. Așa, și n-a fost sifon, n-a fost alea. Iese din cameră, acum cine iese? Iese Bobea lui Gheoală, că aia și cu aia, lui să-i le mănânc. Iese Marian Grasu, aici și Marian Românu, aici și Sile, aici și Luci, hap la discuție acolo. Pentru mine, stați-vă puțin așa, păi ăsta când a făcut ce a făcut, arfele care a făcut, nu s-a gândit că sare pedeapsă mare și că doare în pulă la oadecă, că mi-i dă și ca aia e. Nu, e frumos, nu cutare. În fine, se cad, vezi, Doamne, să se cadă la înțelegere. Eu beam și mă uitam la ei, bă, de eu mă uitam la ei, să pară mă, bă, și eu nu realizam pula mea, zic, mă, stabor la până la ce pula mea stabor. Și să înțelegem noi acolo, băi, Cristiane, uite care chestia, ăla, Angel, ai înțeles, veniți și Samu, Samu la sprostului și veniți să în sus. Băi, Cristi, băi, Stoicoave, da, băi, nene, uite care e problema, dar care e, mă? Uite, mă, frate, dacă e ceva să-i dai și lui 10 cartoane de țigări și 100 de dolari. Tăi, mă, la cui să-i dau banii ăștia? Să-i dau banii eu? Da. Cui, lui ăsta? Da. Păi de ce să-i dau? Dar el dacă m-ar dea pe mine sau alea, îmi dădea ceva? Îmi dădea pula în gură, susu. Nu dau mă nimic ca să moară familia mea, eu direct. Să moară familia mea, să moară, să facă dacă dau ceva aici de bună, că bă, știi ceva ce hai să ne batem iar. Am dat tot astea, zice, bun, eram și-am zis, uite, hai mă, să ne batem. Am scos bucea cu toate, pula mea, că am văzut ăștia, bă, stai cu minte, bă, cu tare, stai așa, că nu e așa. Și ce zice el? Doamne, uite, știi care ce chestia, da, îmi dai 3 cartoane de țigări și îmi dai televizorul și e bine așa. Da, eu zic, fătu-te în gură, mă, 3 cartoane, mâine, ce să facă, întrebă, Bobi, ce fă, mă, Bobi, ce încerc? Mă, dacă se duce fraierul ăsta și spune că l-ai tăiat sau calea, îți face raport, îți face alea, poate să se îngrămâneze, poate te bagă pe restrictivă, poate la pula mea și tu poate să dă fraierul vreun mandat. Din ea mi-a zis pe față. Când am auzit mandat, m-am cam sfeclit așa, o lasem așa puțin, hopa, stai un puțin, că deja am 15 ani, să moară familia mea. Și ce pula mea fac? Dacă mai îmi dă vreun mandat în pula mea, mă cam nenorocesc. Bine mă, hai, vină încoace. Îi dau 3 cartoane de țigări să mă oară familia mea și dau și televizorul. Ea și pleacă pe așa. Iau, după urmă, și un cabel fără televizor, fără alea. Pă, ăla ta. A fost astfel. A fost Caterin, că a fost alea, era limbă. Râzeam cu limbă, mă luam de limbă. Ce faci, mă, putut? E în gură. Băi, zi-mi, bă, și mie să vină și mie o femeie. Că, la vorbitor, la alea, la alea. Caterin, că vreau cum într-o cameră, cum e asta? Mai un joc de barbu, mai vrăjeală, mai cutare, mai... Ce să spun? Ghiumu, că zic că eram floare, că asta e ok, Ghiumu, să moară mai cota mea, ești nebun la cap, că fiind mult de masă, să duce repede mâncarea, băi, că venea la, că venea la, că venea la, nu cota, să duce repede mâncare. Bă, mâncava și pula voastră să moară familia mea, dacă vă mint. A doua zi, mamă, când văd că coboară după sus, de sus după așa seara, cine vine direct grasul metin. Ce faci, mă? Ce ai făcut? Nu am făcut nimic eu. Dar zi, mă, ce ai făcut cu ăla? Ce ai făcut cu Danu, cu românul ăla? Ea zice, să zic, bă, uite, bă, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, mă, să le din pat, ca el băiat, el cu tare un alta, și ai, ce, ți-a cerut ceva? Da, mi-a cerut 3 cartoane și televizorul. Da, așa, cu rezolvul fratele tău. Să moră familie mea dacă te-mi, dacă n-a urcat sus și dacă n-a venit fraierul și dacă nu mi-a adus televizorul și un carton de țigări, nu mi-a mai adus 3. Mi-a zis, metin. Pa cheltui, bă, din alea sau ăla, ia-ți asta înapoi, băi, dar acum încolo vezi cum faci, du-te în pula mea, zic, mamă, i-a zis grasul direct, vezi cum faci că s-ar putea ca să ne certă mai grijă. Ăsta e al meu, e cu tare, un altul, să moară familia mea. Imediat mâncați și-a dus televizorul, ha, bagă televizorul în cameră, dă-i drumul iară, bang, bang, talent, știi cum e, figuri. Și uite, frate, cum am făcut beleaua aia și era să, dacă nu erau ăștia ai mei, cum ar veni ai mei, dudeștenii mei, să moară familia mea dacă nu mă duceam pe copcă. Adevărat, mă duceam pe copcă. Ba, am stat un timp acolo în cameră. Am stat să moară familia mea. Am stat un timp acolo în cameră. Pe urmă, nu mai știu ce am făcut eu. A plecat Petre pe cursă pe Rahova, ai înțeles? Cred că da. A plecat Petre pe cursă pe Rahova, plecase și Sile. Nu m-am mai întors înapoi în camera acolo cu ei, se liberase Bobby. Nu mai am intrat acolo în camera înapoi, că nu mai vreau să mai intru în camera, nu mai am intrat în camera acolo.
Și de acolo, fii atent, m-am mutat la fosta cameră unde era Angel, de era numai BDD în camera, înțelegi? Era amestecătură de mai mulți BDD. Păi și mă bagă mâncava și pula voastră, mă mută, ce zic, bă, nene, mutați-mă și pe mine la altă cameră. Deci, bă, m-am săturat aici, era mărăciune în cameră, bă, rău de tot. Și fiind la mărăciune, mâncați aici pula ta și la aia, cam simțea aia mărăciunea noastră, și de bună, că m-am săturat numai de ghium. Când venea o dată la mine la lună, așa era, venea o dată la lună la mine, mă, polata, trebuia să dai și lula și lula să mănânce ca să nu se uită în gura ta, că e urât dacă se uită în gura ta, să moară familia mea. Țigările la fel, tu nu poți să fumezi și la să fumeze, e urât, e pădos. Așa, în fine, și m-am luat și m-am mutat. Hai că spun eu la ce cameră. Deci în camera aia unde am fost eu, am plecat. Și cum ești, intrai după scurta, după lungă, nu asta de la Gabori, cum ești după scurtă, imediat prima cameră pe dreapta. Mi se pare că 15, nu știu ce cameră era. 15, 16, nu mai știu ce cameră. 500... Stai un puțin. 500 și ceva, bă. Ca să te v-am spus, cum ești, deci cum ești după scurtă, faci strânga ca să te duci încolo spre Gabor și imediat prima cameră pe asta. În fața mea cine era? Era Sandalul Papina, că pormă și-a luat cameră Marian Zoicăreanu lângă Sandalul Papina, pormă avem Bibi, avea cameră Bibi Zoicăreanu, Bibi care e și el pe TikTok, avea cameră Bibi, mai în față era Zabar, era pe scurtă în partea sălaltă, era ăla, cum îl cheamă, mă, ala mai grasă așa, care camera prăduitor. Nu o băgați pe nimeni la pușcărie. Ieșea pe acolo, pe acolo să-și facă interes, să mănânce, să fie bine. Au băgat și știu eu, pula mea, că lumea a zis că e prăduitor. Și mă bag acolo în cameră. Băi, când mă bag acolo în cameră, mamă, nene, un bahaos în cameră acolo. Băi, era fum în cameră, dar nu era țigări. Ați pomenit așa ceva? Eram văzut de când sunt așa ceva. Fuma lumea penale, fuma alea. A mea, eu cum intru în cameră, primul pat aici lângă ușă, jos, ai înțeles? Mi-l dă un băiat acolo. Cine era acolo în cameră, fii atent? Acolo în cameră, cum era ca și responsabil pus de cameră, era... deci era un pulsant din Chitila, dar era cu nepotul și nepotul era Cristi, caratistul ăla din Chitila, dacă îl știți voi, nu știu care îl știți sau care îl cunoașteți. Că s-a mai trezut la bătut Pătrusulescu, sus patreia. Adevărat, la bătut Pătrusulescu, este de bun la cap. O să ajung și acolo să-l zic. Era acolo în cameră. Când, hai noroc. Bă, frate, uite asta, dă-se și mie un pat, dă-se și mie alea. Dom'le, ești pedeapsă mare? Da, mă, sunt pedeapsă mare, am 15 ani, am alea. Nu e vorba de pedeapsă mare, dă-se și mie un... Și mi-a dat patul ăsta de aici. Ai înțeles? Mi-am făcut eu patul frumos. Era vreo doi puști acolo de la mine, din Mercen, care mă știa și care din Mercen, de unde stat tata și cu unchii mei și cu ăștia, mă știau din pe asta de cută după la unde făcusem nebunile mie până la așa, că nu ce-ți vorbă, mă, când faci prostii sau alea. Ce faci, nene? Ce să fă, mă? Ăștia nebunii camerii să moară, să te iau la secundă, ești nebun la cap ca mei, că nu trebuie bani la cap acolo. Eu era cu alea, cu pachete, cu alea, mai era încă un puști. Unul care mi-a plăcut mult de tot de el, o dulceață de copil, să moară familia mea, boxier, fost boxier, și s-a întâlnit continuu, puștiu, ai înțeles? Stai să spun ce am pățit acolo așa cu bătăile cu ăștia, stai să vezi, să-i ții, să-i oprești, să nu se bată, să nu... Stai așa puțin. Hai că mă opresc aici să moară toată familia mea, deci am rămas unde am intrat în cameră și mi-am făcut patul. Și vă spun și ce mai era pe acolo prin cameră. Într-un vlog următor, frățiorii mei, că mai mult ne vedem pe live, dacă ar fi o chestie pe live pe aici pe YouTube, o să fac seara live-urile, frate, că seara mai stăm la Cătălin, că la vârșul ăla ziua, nici bine nu merge ziua. Adevărat vă spun. Pe fratele vostru, să vă dați Dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți și libertate, frățiorii mei, multă și sănătate. Vă pup cu drag!